singurul plen două. Partea de nord, deci centura de nord. Dar de ce am nevoie două centuri bistrița? De ce nu se modernizează centura existentă? De ce nu lăsați să răspund? Vă ascultăm. Deci doar centura de nord, cea de sud, nu există decât într-o imaginație. Deci drumul de centură există pe partea de nord, este preluat de Ministerul Transporturilor prin hotărâre de guvern. Proiectul este la Itana, la un institut de proiectare specializat în drumuri, apropiat al Ministerului ca institut. Deci lucrează în foarte multe proiecte pentru Ministerul Transporturilor. Undeva în luna decembrie va fi avizarea proiectului, deci nu este oprită. De asemenea, drumul de centură, mă refer la acel drum de centură, de partea de nord a orașului, este cuprins în programul Ministerului Transportor pe fonduri ISPA, deci se va realiza. Credem că execuția începe în 2010. Deci, în undeva în decembrie se va aviza proiectul. Detalii vedem la momentul potrivit. Aș vrea să fac o observație ca și concepție pentru eventuala centură în partea de sud a orașului. S-a dovedit că centurile promovate acum 20-30 de ani nu mai corespund cerințelor de dezvoltare a României. Toate centurile, dacă vreți cel mai evident exemplu, Bucureștiul, au fost încercuite de case, instituții comerciale, unități comerciale sau fabrici industriale și așa mai departe. Deci centurile trebuie proiectate, centurile adevărate, la 5-10-15 km de orașe și nu pe marginea actuală a construcțiilor. Pentru că peste 10 ani se va dovedi că nu mai sunt centuri, că sunt niște inele în interiorul orașelor. De aceea nu știu exact care este concepția primăriei Bistra, dar o fac ca recomandare. De centurile trebuie să fie centuri scoase din oraș la distanțe care să permită o dezvoltare pe 20-25 de ani a orașelor și nu pentru ziua de astăzi. Deci centura din partea de nord Bunoară n-ar corespunde. Dacă astăzi am proiectat-o, eu n-aș proiecta-o pe acolo. Dar e un drum care trebuie modernizat. Altul nu avem. O viitoare centură probabil că trebuie gândită undeva pe deasupra livezii, să înconjură orașul, să permiți dezvoltarea. Orașul se întinde natural, nu poți opri oamenii. Oamenii au gândirea lor. Se întinde până la pădure, toată livada se ocupă.